Salut și bine v-a regăsit la un nou clip. Iar ați venit cu ceva nou, dar nu e nimic viu. Începem cu Ziluța, acama noastră cu barbă, care a început realistica, și cu Ina, care este a doua reptil, adică a treia reptilă a noastră. Se vede acolo picioarele. Se văd. Ce facem aici? Aici avem un gândac, un cărăbuș, care cred că o să-l vând. Nu știu. Cărăbușul oriental se numește. Am prins și acum unul vreo un an, la fel de mare era. Identic de mare. Se numește Epic Vlog. Epic Vlog trebuie să scrieți. Avem acum un an, avem o voce ca de copil de 5 ani. De acum nu prea mai am vocea chiar de 5 ani. A început să mi se schimbe, după cum vedeți. Eu am fac 13 acum. Am trecut, am făcut 12. La fost am pescuit. Haideți să ne uităm pe carte. Facem un cartonaș care nu știu ce reprezintă, totuși vreau să-l postez. E prima oară când fac film că citim o carte. Acum să vedem ce se ascunde în miracolul ăsta. Când acolo să-l deschidem pic mai încolo. Aici avem, avem pe toate, acesta este acela care am fost obligat să citesc despre el și eu nu eram pasionat de citit. Cred că Mai am să cumpăr. Mai am fosilele astea, mai am ăsta. O să l-am, dintele de rechina. Mă rog. Nu o să citim nimic în filmul de astăzi. Mi se pare foarte interesant astea cu insecte să citesc. Eu citesc aceste cărți despre insecte. Îmi place cum se dezvoltă. Și o să-l desfacem în acest moment. Și cam am să termin filmuleț, pentru că avem ce să arătăm. Și de jos o să fie o nebunie foarte mare. O să mergem prin Beclean la un prieten foarte bun în care o să îmi iau un scorpion. Și iar o să dau o insectă, băț. Fraților, cam așa o să stea gândacul nostru, cărăbușul oriental. Și o să-l punem, unde zicem, în comentarii unde să-l punem. Căutați un film în care am comentariile la prins descrise și vedeți acolo. Vă zic, pa!